Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul Luminița Tarot! Bine v-am regăsit, oamenii mei dragi! Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Leu, 1-8 ianuarie. Voi începe cu prima zi din an, al 2023. Să vedem ce fel de energii vor veni în viața dumneavoastră în această săptămână. Da? Să vedem. Ce va fi, cum va fi această săptămână pentru Zodia Leu, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Oamenii mei dragi, înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală, deci vă recomand să luați doar mesajele care le simțiți pentru dumneavoastră, care simțiți că sunt pentru dumneavoastră, da? Și vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Haideți să vedem ce va veni în viața dumneavoastră în această primă săptămână din acest an minunat care se apropie cu pași repezi. Pentru Zodia Leu, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru Zodia Leu. Haideți să vedem. Zodia Leu. Pentru Zodia Leu. Am să aleg 7 carduri. Și după aceea am să le clarific pe fiecare în parte, da? A ieșit asul de cupe, soarele, minunat, preoteasa, nebun, wow, interesantă săptămână pentru voi, Zodia Leu. O săptămână importantă, cu de toate, să spunem așa. Haideți să vedem. Asul de cupe îmi spune că în această noapte, în această prima zi din acest an care vom intra, Asul de cupe spune că veți fi foarte emoționați, veți simți foarte multe emoții, vă veți deschide inima pentru a primi abundența în viața dumneavoastră, pentru a primi iubirea. Văd că vi se va oferi foarte multă afecțiune, foarte multe emoții plăcute, poate și vești noi veți primi. Foarte frumos, soarele îmi spune că veți străluci. Veți străluci. Veți fi optimiști, foarte multă căldură, foarte multă energie, veți fi în centrul atenției, Zodia Leu. Este chiar cartea dumneavoastră, soarele. Asta înseamnă că va fi ceva foarte important pentru dumneavoastră. Vă văd foarte multă abundență, căldură sufletească. Veți simți acest lucru cu persoanele dragi vouă. Și preoteasa îmi spune că veți intra în contact cu o femeie mai în vârstă, o femeie înțeleaptă, foarte multă intuiție. Cred că veți studia foarte bine ce va veni în viitor apropiat. Veți studia, va trebui să aveți un pic și de răbdare, să spunem așa, să nu vă aprindeți cam mult. Proteasa este un semn de apă, cum vedeți, și cred că va stinge acest foc dacă vă veți aprinde foarte tare, da? Dar oricum văd foarte multă încredere în voi, în persoana voastră, da? Și văd foarte multă abundență, căldură din partea celorlalți, bucurie, emoții plăcute. Dar protesta îmi spune aici că va trebui să mai aveți și un pic de răbdare, totuși, sau persoana din jurul dumneavoastră vă va ajuta, vă va da un sfat, veți sta în compania unei femei mai interiorizată, să spunem așa, o femeie înțeleaptă, o femeie tăcută și care vă poate da sfaturi, vă poate ajuta, sau pentru alții poate veți studia proiectele dumneavoastră și va trebui să mai așteptați, bineînțeles, pentru că în aceste zile va trebui să luați un pic de pauză, deci îmi spune că veți sta un pic pe loc și să mai studiați ceea ce doriți să faceți. Poate veți deveni mai secretoși, da, în ce privesc sentimentele dumneavoastră și foarte bine faceți, mai ține și pentru dumneavoastră. Nebunul îmi spune că veți avea parte de un nou început. În această zi, săptămână, va fi un nou început pentru dumneavoastră. Veți face un drum care vă aduce plăcere sufletească.
Nebunul spune că veți lua decizii pentru sufletul dumneavoastră, da? Și veți face ceea ce veți simți, ca un nebun, de exemplu, adică nu veți sta foarte mult. Dar de acolo preoteasa vă spune să aveți răbdare, să nu acționați ca un nebun, adică trebuie să așteptați, să nu vă aruncați cu capul înainte. Acesta e sfatul cărților, după aia faceți dumneavoastră cum credeți. Dar tarotul asta vă sfătuiește să echilibrați bine lucrurile, să vă ascultați vocea interioară, să studiați lucrurile, să aveți răbdare, să nu acționați fără această răbdare, să nu acționați fără această înțelepciune, da? E nevoie de înțelepciune. Un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, poate veți colabora cu acest bărbat, poate este soțul iubitul dumneavoastră sau tatăl dumneavoastră, un bărbat care aduce stabilitate în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Văd foarte multă abundență, investiții pe termen lung și văd o familie unită. Da, văd și foarte multă stabilitate economică. Cred că veți începe, ce spuneam eu, pentru abundența dumneavoastră, pentru locul de muncă, pentru colaborări, preoteasa vă sfătuiește să studiați bine lucrurile înainte să acționați, da? Să studiați în profunzime, să citiți, să vă informați, să vă ascultați înțelepciunea interioară, în intuiția și după aia văd nou începuturi cu acest bărbat în semn de pământ, un bărbat concret cu picioarele pe pământ, stabil, un bărbat care îl interesează foarte mult partea financiară. Și cavalerul de monede îmi spune că veți începe ceva sau veți face un drum în ce privește proiectele dumneavoastră, dar e ceva lent, să spunem așa. Sau va veni o ofertă înspre dumneavoastră, dar să nu vă așteptați că se va întâmpla foarte repede. Poate în această săptămână va fi, veți face aceleași lucruri, poate, sau vă veți ocupa, la sfârșitul săptămânii vă veți ocupa de aceleași lucruri, de rutina zilnică. Dar văd totuși că acest grâu în jurul dumneavoastră spune de foarte multă abundență, da? Deci e o investiție pe termen lung, dar în timp, cum ziceam, deci va veni cu pașii înceți, da? Haideți să clarificăm aceste cărți, dar mie îmi place foarte mult, foarte frumoase cărți au ieșit pentru dumneavoastră, Zodia Leu, această carte, 10 de monede, vedeți? Poate la locul de muncă, poate veți avea parte de intrări de bani sau la locul de muncă veți fi așa într-o senzație de pace, de armonie, de bucurie sau în familia dumneavoastră și văd stabilitate, văd planuri pentru familia noastră cu acest bărbat sau la locul de muncă, dar văd foarte multă armonie, bucurie, veselie, da? Râsete, foarte frumos. Noi începuturi pentru dumneavoastră. Haideți să clarificăm aceste cărți pentru Zodia Leu, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Vreau să clarific aceste cărți pentru Zodia Leu. Haideți să vedem. Asul de cupe a ieșit că vă preocupați. Aveți preocupări în ce privește iubirea dumneavoastră, în ce privește prietenii, în ce privește un nou început și vă aduce preocupări, poate emoțiile dumneavoastră, dau pe afară, să spunem așa. E ca și cum ori sunteți blocați, ori aveți foarte multe gânduri în ce privește starea emotivă, familia dumneavoastră, ceva vă ține legați, vă preocupă, poate veți afla că rămâneți însărcinată pentru doamnele care își mai doresc un copil sau care nu au copii. Asul de cupe îmi spune că poate veți afla că sunteți însărcinată și după 9 luni veți naște. Aici îmi spune de un copil. Sau va veni pe lume un copil în familia dumneavoastră. Haideți să vedem soarele. Multă bucurie, multă căldură. Soarele îmi spune că aveți nevoie și să vă odihniți,
că nu știu de ce am senzația că sunteți obosiți sau stresați, sau vă simțiți singuri, vă gândiți la abundența familiei sau la ce lăsați la copiii dumneavoastră pe termen lung, vă gândiți la situația familiei dumneavoastră, vă gândiți, poate vă simțiți și singuri, puși deoparte. Văd că vă preocupă ceva anume aici, în ce privește familia dumneavoastră, da? Vă preocupă și vă dă ansie, să spunem așa. Eu vă recomand să lăsați pentru mai târziu aceste lucruri, da? Pentru moment să trăiți aceste momente magice, că au ieșit cărți foarte frumoase, nu aveți motive să vă preocupați. Că văd că sunteți un pic în ansie și vă gândiți foarte mult în ce privește familia dumneavoastră, poate și investițiile dumneavoastră. Haideți să vedem preoteasa. Preoteasa spune că poate dumneavoastră veți fi mai secretoasă, da? Veți fi mai interiorizată. Văd aici o femeie, dacă sunteți bărbați, această femeie este foarte înțeleaptă, da? Este o femeie grijulie, intuitivă. Dacă sunteți femei, dumneavoastră văd că sunteți grijulie în ce privește familia dumneavoastră și trebuie să vă ascultați intuiția. Este aici o femeie care, sau dumneavoastră, sunteți preocupată în ce privește familia dumneavoastră, copiii dumneavoastră, vă faceți griji, săriți în ajutor, sau o femeie mai în vârstă vă va ajuta în ce privește chestiunile în jurul dumneavoastră și vă va da sfaturi, să spunem așa, în ce privește o femeie. Haideți să vedem nebunul. Nebunul spune că există noi începuturi cu fidelitate, să aveți încredere în aceste noi începuturi. Văd foarte multă sinceritate în jurul dumneavoastră, în familia dumneavoastră, văd fidelitate, văd noi începuturi. Noi foarte bine, o luați de la zero, să spunem așa, în următoarea săptămână. Haideți să vedem acest rege de monede. Rege de monede, acest bărbat va aduce abundență în viața dumneavoastră, un noroc, o consolare. Da, deci veți avea parte de noroc din partea acestui bărbat, vă va da o veste, vă va da o oportunitate, vă va consola cu ceva anume și văd totuși că vă gândiți în primele zile la trecutul dumneavoastră și după aia veți merge înainte cu noi începuturi, cu consolări, cu noroc, cu abundență, da? Deci vor trece acele blocaje, acele preocupări care le veți avea. Haideți să vedem. Și îmi spune că poate veți merge în vizită la o femeie mai în vârstă sau vă veți reuni cu o femeie în vârstă sau veți face un drum în vizită în trecutul dumneavoastră, unde ați mai fost, la persoane mai în vârstă. Dar îmi spune totuși că oricum văd că la această vizită și la acest drum o doamnă vă așteaptă și văd o familie fericită, văd o reuniune frumoasă. Haideți să vedem și cavalerul de monede. Cavalerul de monede, foarte frumos. Vedeți, veți face un drum de rutină, ceva normal. Poate și în trecutul dumneavoastră, cu prietenii dumneavoastră, veți petrece, veți glumi, vă veți bucura cu persoane semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Văd foarte multă bucurie și veselie, da? Cu alte persoane, da? Poate la locul de muncă, poate cu prietenii dumneavoastră, ceea ce faceți de obicei. Dar văd și o ofertă care va veni, dar cu pași înceți. Și văd că va trebui să luptați pentru această ofertă și văd că vă protejați totuși pentru că nu mai doriți să treceți prin ce ați trecut înainte, nu mai doriți să repetați aceleași greșeli. Foarte bine faceți. De data asta vă veți gândi mai bine și veți analiza mai bine terenul și persoanele, cum vă veți mișca, ce pași veți face. Văd că veți fi mai ordonați în acest lucru, adică vă veți lua măsuri de precauție. Haideți să vedem, îngerii, ce mesaj au să vă transmită pentru Zodia Leu. Ok.
Zodia Leu spune că lasă că acest moment să ne unească. Suntem două șintile din aceeași flacără, doar o inimă. Sunt flacăra ta geamănă. În acest moment, noi ne-am reunit. Vino în brațele mele, că eu te strâng la inima mea, flacăra geamănă. Oamenii mei dragi văd aici că o persoană iubită, o persoană, jumătatea dumneavoastră, da? Văd un nou început cu această persoană, o reuniune, o armonie. O veți lua de la zero, veți face pace în această săptămână cu persoana dumneavoastră iubită. Doar că trebuie să vă deschideți brațele, să vă apropiați de acea persoană, să vă reuniți de acea persoană. Că sunteți două persoane din aceeași flacără geamănă, să știți. Deci formați un suflet, două persoane formați un suflet împreună. Și aveți pe cine să vă pasați, văd încredere. Veți începe un nou început în această persoană cu cineva anume. Dar văd foarte multă fidelitate, sinceritate, noi începutul cu acest bărbat. Veți avea o consolare. Legea sfidelor. E o provă. Aveți o provă de înfruntat. Și pentru a învinge și aduce aceste transformări care doriți în viața dumneavoastră, să nu vă fie frică de schimbări. Sunt doar un preludiu al manifestării. Deci acestea sunt prove care trebuie să le înfruntați. Și pentru a le învinge, trebuie să aduceți să lăsați ca să se întâmple transformarea care o doriți în viața dumneavoastră. Deci trebuie să treceți peste această probe și veți ajunge acolo unde vă doriți, pentru că cu aceste probe va veni și transformarea mult așteptată în viața dumneavoastră. Da? Să nu vă fie frică de schimbări, că e doar un preludiu unei manifestări. Aveți aceste sfide, dar veți trece peste și veți avea noi începuturi, oamenii mei dragi. Acestea au fost spuse, vă doresc un an nou fericit, la mulți ani tuturor, împreună cu persoanele iubite, cu familia dumneavoastră, vă doresc un an plin de împliniri, iubire și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc și noi ne revedem la etalarea zilnică. Doamne ajută tuturor, vă îmbrățișez cu drag. La revedere, sănătate!